Astăzi am un videoclip mai special, vreau să vă arăt tot ceea ce am folosit eu în creșterea Carolinei, tot ceea ce mi-a folosit și tot ceea ce nu mi-a folosit. Primul produs pe care vreau să vi-l arăt este acesta, este de la Quick, este o apă de mare pe care o folosesc în năsucul Carolinei atunci când are mucișori sau când este înfundată. Pe noi ne-a ajutat foarte mult. De aceea, acesta este al doilea tub pe care îl cumpăr de când ea s-a născut. Al doilea produs este un termometru. L-am cumpărat de la Dr. Max. Este ok, este bun, încă îl folosesc. L-am folosit atunci când cea mică nu mai făcea treaba mare și i-am băgat acest moțuleț din capătul termometrului în funduleț și a făcut treaba mare. Am aici și bicarbonat de sodiu. L-am folosit în momentul în care Carolina, la naștere, după naștere, atunci când mânca, făcea afte în guriță și acest bicarbonat m-a ajutat foarte tare. Îmi puneam o fâșie din aceea pe degetul mic, puneam apă într-o cănuță, puneam o linguriță de bicarbonat, îl dizolvam, iar apoi o curățam în guriță și totul era ok. În 2 săptămâni i-a trecut și de atunci nu i-a mai ieșit afta. Am și aceste supozitoare cu glicerină pentru copii, pentru bebeluși. M-au ajutat și acestea foarte mult atunci când ea încă avea o lună sau 2 luni, deoarece a avut câteva problemuțe cu constipația, nu făcea treaba mare, așa că am fost nevoită să folosesc și supozitoare. Am Protectis-ul. Protectis pentru stomăcel. Ne-a ajutat și acesta foarte tare. Am avut Espumisan, am avut Linex, dacă nu mă înșel, dar acelea nu ne-a ajutat absolut deloc. Acesta ne-a ajutat și cu Subsimplex, doar că pe acela nu-l mai folosim. Sănătate! Nu-l mai folosim de 2 sau 3 luni. Am rămas doar pe Protectis și recent avem și Vigantol. Dar fiecare copil este diferit. Am o prietenă căreia fetița îi reacționează perfect la Espumisan. Mie nu mi-a reacționat, așa că l-am schimbat cu Protectisul și cu Subsimplexul. Ce mai m-a ajutat pe mine este această soluție, tot pentru năsuc. Soluție Colargol, picături nasale. Încă o cremă luată recent, cred că acum 3 luni sau poate mai puțin, 2 luni. Este aceasta. Îi ieșise Carolinei ceva pe scalp și ca niște cojițe și am folosit-o de vreo 2-3 ori și au trecut. Este de la Tofer Baby Care. Mai am această apă de mare, căreia nu-i mai găsesc capacul, de la Aven. Sunt foarte mulțumită, am folosit-o pe fața Carolinei și încă o folosesc. De ajutor îmi este și vata, doar că nu am adus-o. Spreiez foarte puțin pe vată, iar apoi tapotez pe față și observ că asta m-a ajutat de când Carolina s-a născut. Mai am un ulei pentru corp, pentru bebei, de la Bebelo, Baby Oil, doar că acesta nu are un miros, nu îmi place, l-am folosit, mai am, doar că nu îmi place. Am avut la început
după ce am născut, un ulei de la HIP. Acela mi-a plăcut foarte mult, mirosea și persista mirosul, dar n-am mai ajuns să-l cumpăr. L-am cumpărat pe acesta, am zis să încerc și altul și uite că am greșit. Această cremă pentru funduleț, Beauty Baby, o am de la Nașa Carolinei și Nașa noastră de cununie și de nuntă. Am avut, la început, am folosit Bempanten, doar că aceasta nu o ajuta foarte tare și am zis, hai mă să încerc crema de la Nașa, adusă din străinătate. Am încercat-o și chiar a fost folositoare, mai am foarte puțin în ea, este folosită, dar Nașa mai mi-a adus două și nu le-am adus, încă două, tot de la Beauty Baby, doar că tubul este un pic mai mare. Ba nu, l-am adus. Știu că l-am adus. Ba da. A, nu e, e de la HIP. De la HIP. Pe acestea cred că le găsim în farmaciile noastre, dar pe cea de la Beauty Baby nu am văzut-o. Mi-ar plăcea să o găsesc într-o farmacie și să o cumpăr, doar că nu am găsit-o. Și mi-a mai trimis aceste două creme pentru funduleți de la HIP și acestea sunt super, super, super bune. Ce mai am eu este o cremă Relizema și aceasta ne-a ajutat, mai ales că Carolina este alergică la ou, mai exact la gălbenuș și i-au ieșit pe față pete roșii. Am fugit cu ea la pediatru și mi-a recomandat această cremă care, da, a funcționat. Pentru dințișori, am Anaftin Baby. Pe noi ne-a ajutat. Am auzit foarte multe păreri că nu ajută la nimic. Doar că pe noi ne-a ajutat atunci când îi masam gingia cu aceste perii de la Anaftin Baby. Carolina chiar se liniștea, nu mai plângea și nici după ce nu mai masam cu aceste perii, nu mai plângea. Ce am mai avut eu la început și încă mai am puțin este acest gel, tot de la HIP. Mi-a plăcut această gamă HIP, doar că acum am alt gel cu care o spăl și îmi place și acesta foarte tare. Ne-a ajutat timp de 3 luni după ce am născut-o, ne-a ajutat. Am mai avut un tub, mai am puțin și în acesta și trebuie să-l termin. Și vă spuneam că am un gel preferat pentru Carolina, este acesta de la Bioderma. Nu aș mai renunța deloc la el și cred că nici nu am să o fac vreodată. Îmi place foarte tare și cred că doar cu el am să o spăl până târziu. Miroase super bine, lasă pielea catifelată, este ok, nouă ne-a plăcut, ni l-a adus Nașa și ia uitați cât mai am, ni l-a adus fix când am botezat-o, adică la 3 luni și o săptămână și ia uitați. Asta înseamnă că în mai ni l-a adus pe 13, ba nu, pe 14, când a fost a doua zi cu băița, când a spălat-o pe Carolina. Și acum deja suntem în noiembrie, pe data de 3, dacă nu mă înșel, nu Carolina. Și încă mai am. Ceea ce mai m-a ajutat pe mine, doar că aici mai am doar unghiera, este acest kit. Are forfecuță. O pilă de unghii, folosesc doar forfecuța,
și uneori pila pentru colțuri, uneori, nu mereu. Ceea ce mai m-a ajutat pe mine și în momentul de față nu le mai am, sunt bețișoarele de urechi cu opritor. Am zis de foarte mult timp, de foarte mult timp, le-am terminat recent și am tot zis să cumpăr și de fiecare dată am uitat, dar acelea m-au ajutat foarte tare în procesul de a curăța urechile Caroline. Ceea ce mai avem noi aici este altrifer. Este un fier, îl folosim de la 6 sau 7 luni. Nu îmi dau seama dacă face ceva, nu știu, doar că îl dau în fiecare zi. Așa, acest săculeț cu sâmburi de cireșe. Pot să zic că m-a ajutat într-o mică, mare măsură. Atunci când încălzeam acest săculeț, stați un pic, el se desface și aici înăuntru are un săculeț cu sâmburi de cireșe. Îl încălzeam pe acesta ori la microunde, ori îl lăsam pe calorifer și îl puneam Carolinei pe burtică atunci când avea colici. Dar am fost foarte norocoasă, Carolina nu a avut foarte, foarte mult timp colici. O lună în cap a avut colici, doar că nu zi de zi. A durat cam 3 luni de zile, adică nu avea zi de zi colici, avea o zi, da, 3 zile nu, o săptămână da, o săptămână nu și tot așa. De asta s-a întins pe 3 luni și a fost cam o lună în cap. M-a ajutat și nu m-a ajutat. Ceea ce m-a ajutat pe mine foarte tare au fost sticluțele cu apă. Îi puneam sticluțe cu apă pe lângă ea și adormea instant. Și ceea ce am mai făcut eu a fost să o masez pe burtică, să o pun cu pe o parte lângă mine în pat. O masam pe burtică până la 3 dimineața, că până atunci era ora de la 11 seara până pe la 3 dimineața plângea. O masam pe burtică până adormea. Oricum mă simt o norocoasă că nu a durat foarte tare perioada colicilor. Ceea ce mai m-a ajutat pe mine sunt aceste museline. Eu nu le-am folosit să o schimb pe Carolina, de aceea nici nu mi-am cumpărat o masă pentru schimbat. Nu i-am văzut rostul, adică cine stă să se trezească noaptea, să ia copilul, să se dea jos din pat, să îl pună pe masa de schimbat, să îl schimbe, apoi să se urce din nou în pat. Nu i-am văzut rostul. Pur și simplu o luam din pătuț, o puneam la mine în pat, o schimbam și asta era toată treaba. Foloseam păturici, eu puneam păturici, nu am lăsat, nu, timp de 3 luni nu am pus-o peste pătura pe care noi dormeam. Îi puneam păturica ei, o schimbam și apoi îi dădeam să pape. Aceste museline le-am folosit în momentul în care îi dădeam să pape, îi le puneam aici, la gât, să nu se ude pe piept. Și chiar am foarte multe, acestea sunt două dintre ele, am și aici în căruț, încă două, am în casă, încă vreo 5-6, chiar le-am folosit. Au fost bune. Și, sincer, când ajung în Pepco, mereu mă uit să văd dacă au mai băgat museline noi ca să cumpăr. Că tot vorbeam de păturici, am aici o păturică achiziționată din Sinsay. Am cumpărat-o anul trecut, când am aflat că este fetiță. Parcă așa mi-aduc eu aminte, că atunci când am aflat că este fetiță, mai exact în luna august, mi-a plăcut foarte tare și să știți că este una super, super, super bună. Aici avem ca un fel de puf, dar nu este chiar puf, nu știu cum se numește, și aici este puful adevărat.
Sunt foarte mulțumită de această păturică. De asemenea, am foarte multe păturici, doar că pe asta o folosesc atunci când este cel mai rece și o pun pe piciorușele Carolinei, mai exact și pe mijloc, pentru că acolo mi se pare că este zona care trebuie acoperită, mijlocul și piciorușele. Avem Pampers de la Pampers. Acesta este numărul 6, încă folosim numărul 5, dar cred că la sfârșitul lui decembrie o să o mut pe numărul 6, pentru că deja numărul 5 am văzut că a început să o strângă. Nu foarte tare, dar am văzut mici diferențe față de cum a fost la început când l-am cumpărat. De la Pampers mai avem șervețelele umede. Mie îmi plac foarte mult. Am mai luat de la Bevola, cred. Cred că Bevola se numește. Șervețele umede și acelea mi-au plăcut. Sunt nelipsite. Îmi plac foarte mult și Carolina se înțelege cu ele. Am această cădiță care înăuntru are acolo unde este albastru un termometru. Atunci când apa este fierbinte, apare colorat partea fierbinte. Atunci când este bună de băgat copilul, apare partea în care un smiley face zâmbește. Și mai este una cu un fulg de nea atunci când este rece. Am să vă arăt acest scaunel pentru cădiță. Pe mine una m-a ajutat foarte tare. Înainte să nasc mă gândeam oarecum o voi ține pe cea mică în cădiță. Văzusem pe YouTube diverse videoclipuri în care îi țineau așa copila și în cădiță și îi spălau. Și mă gândeam, este destul de greu, trebuie să achiziționez ceva care să mă ajute, nu să-mi facă munca grea. Trebuie să achiziționez ceva care să-mi facă munca ușoară. Așa că am văzut această cădiță cu scaunelul, am luat-o și chiar mă ajută. Chiar mă ajută și de când Carolina stă în funduleț, chiar o să renunț la acest căunel pentru că deja poate sta foarte bine în cădiță fără acest scaunel. Doar că m-a ajutat până în momentul de față. A fost foarte bun scaunelul. Ce mai am eu aici este un biberon de la Campbell Babies. Eu l-am luat doar pe acesta la început, acesta mare. Am zis să nu mă complic cu unul mic și unul mare, l-am luat pe acesta. Doar că nu mi-am dat seama, tetina era de 0-6 luni, dacă nu mă înșel, cred că așa, sau 6-9 luni. Și Carolina nu putea să mănânce pentru că tetina este destul de măricică și nu o putea prinde în guriță. Mama mea mi-a adus un biberon de la Baby Nova, da, cred că Baby Nova, pe MOV. Am să vă inserez aici o poză cu biberonul. Cel mai probabil cred că îl voi căuta pe net pentru că al meu s-a făcut destul de urât. L-am folosit zi de zi și pe acela l-am folosit până la 6 luni. De la 6 luni am încercat să o dau pe acesta mare, am reușit și n-am reușit, când îi dădeam cu acela, când îi dădeam cu acesta și până la urmă am reușit să o dau pe acesta mare. Evident, am schimbat tetinele. Tetina aceasta încă este de 0-6 luni, dacă nu mă înșel.
Pentru că Carolina este destul de lacomă atunci când mănâncă și când i-am pus tetina de 6-9 luni, pur și simplu se înneca la fiecare 2 înghițituri sau 3 înghițituri. Așa că am renunțat la ideea de a o pune pe tetina de 6-9 luni și am lăsat-o tot cu aceasta de 0-6 luni. Ce nu ne-a mai ajutat pe noi este Suzeta. Carolina pur și simplu refuză Suzeta și dacă pot să pun aici, să inserez un videoclip în care își aruncă Suzeta din gură, am să îl pun. A refuzat de când am adus-o din spital să poarte Suzeta, așa că nu am insistat absolut. Bine, am insistat atunci când vedeam că este foarte, foarte, foarte neliniștită, dar nu a vrut-o absolut deloc. Adică uita de ea, trăgea puțin și uita apoi, o arunca din gură pur și simplu. Așa că nu am mai insistat, am trei suzete pe care nu le-am folosit. Sunt acolo, le voi pune cel mai probabil sus, ca și amintire și cam atât. Ce lapte avem noi și nu ne ajută în cea mai mare măsură, și aici mă refer pentru ceea ce este el făcut, este acest lapte de la Nestlé, Nan Air. Este antiregurgitare. Doar că Carolina a continuat să verse până în momentul de față și acum mai are mici scăpări, doar că nu le mai are cum avea când era foarte mică. Când era foarte mică, pur și simplu îl arunca și pe nas și pe gură. Prima dată m-am speriat atât de tare încât începusem să plâng, apoi m-am obișnuit și deja pentru mine era ceva normal ca copilul meu să vomite. Îl arunca cu jet și pe nas și pe gură, pur și simplu o vedeam cum făcea așa și îi țâșnea laptele pe nas și pe gură. Au fost niște momente de spaimă pentru că mi-era teamă să nu se nece, nu am pățit asta și, Doamne, bine că nu am pățit așa ceva. Doar că acesta, cu toate că este anti-regurgitare, nu ne-a ajutat absolut deloc. Încă suntem cu el. Pediatrul încă nu ne-a dat alt lapte. Cred că cu acesta vom rămâne până la un an. Cred, nu știu, să vedem când vom merge la dânsa. Ceea ce am uitat eu să aduc și nu mai pot să aduc acum pentru că cea mică a dormit. Vata m-a ajutat și ce mai m-a ajutat, acum mi-am amintit, este Batista bebelușului și aceea m-a ajutat foarte tare când îi scoteam mucișorii Carolinei. Fâșia aceea albă, că încă nu mi-am adus aminte cum se numește, nu reușesc să-mi aduc aminte cum se numește. Cred că atât. Nu mi-aduc aminte să fi uitat ceva. Cam asta a fost videoclipul meu. Bun, deci eu vă las. Vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip și ne revedem data viitoare cu un vlog.